ce surprize ne pregătiți dacă începem de noi? Păi, nu știu ce să încep, că pentru foarte multe lume este surpriză absolut tot spectacolul. Pentru că sunt, e acel public care încă nu știe că noi facem spectacol. Sunt cei care au fost la concert la noi și doar au ascultat cum cântăm piesele și cum trece pe tot repertoriul nostru, dar concertul ăsta este mai mult decât atât, pentru că am creat o scenă special pentru noi, am creat o scenografie cu totul deosebită și pentru, și pentru spectacol din România. Asta o știu nu că o zic eu, ci că au fost prieteni de la alte trupe și de la alte spectacole pe ei să vadă și au zis că e ceva nou pentru spectacol și concertele unor trupe rock de România. Avem invitații foarte mulți, o să cântăm cu ea. Pentru prima dată cântăm împreună piesa altcineva, o să fie Antonia, evident, o să cântăm cu Andra, Monica Angel, cu Smiley și cu, la ultimul din Statele Unite, pe Eric Martin, colegul cu pe Mr. Big, care a făcut un mare, mare succes în anii 90 cu piesa Jubilee With You. Aveți emoții? Mari de tot, foarte mari. Avem, nu vrem să arătăm că avem, dar avem. Vrem să facem lucruri interesante, dar chiar avem. Există șansa să faceți un DVD ca și la cele la Bani? Nu știu dacă o scoate pe DVD, se registrează, vrem să-l dăm pe TV. Dacă o să prindă atât de bine și o să fie cerut și sub formă de DVD, cu siguranță că o să am și DVD. Dar o să-l filmăm pentru că vrem să-l transmite cu un poster de interior. Așa. Și o să fie și un turneu în țară sau? Începem și un turneu în, pe 16 la 20 cu acest concert, o să plecăm prin țară. Pe Facebook, pagina Trupa Banc, acolo toate datele, niciunul nu știu pe din afară. Dar o să mergem în Cluj, în Baia Mare, în Oradea, în Băiești, în Pitești, în Constanța, în Mureș, în Galați, în Bacău, în Iași. Multe orașe, trebuie să încurcem să văd din nou toată lista. Ce urmează după acest... Păi după concertul ăsta urmează să vedem ce single o să lansăm după albumul ăsta. Deocamdată încercăm piesa fiecare, vedem cum prinde la lucrurile. Deocamdată e foarte clar. În mod sigur o să le vedem, tipul ăla să-l putem. Ce piesă vă place cel mai mult?